Încă mai aveți timp să vă planificați vacanța de vară la prețuri mai mici. Multe agenții de turism mai au oferte bune până la sfârșitul lunii aprilie. Trebuie doar să vă gândiți bine ce vreți să faceți în vacanță și unde ați vrea să ajungeți. Să vă planificați bugetul și să căutați ofertele avantajoase. Nu plecați de la ideea că în afara țării vacanța este mult mai scumpă. Veți rămâne surprinși să constatați că nu este deloc așa. Pentru a face o afacere din excursia dumneavoastră, este bine să vă luați din timp pachetul turistic, este bine să participați la târgurile de turism ca să beneficiați de reducerile din timpul târgurilor. De ce nu să vă abonați la newsletterul agențiilor de turism pentru a fi în timp util cu ofertele? Este important să urmăriți întotdeauna ofertele care apar. În perioada aceasta încă mai sunt reduceri pentru înscrieri timpurii, care pe unele hoteluri sunt valabile până la 15 aprilie, pe alte hoteluri până la 30 aprilie, reduceri de înscrieri timpurii. Avem, de exemplu, în Bulgaria reduceri până la 22% pentru sejururi pe perioada verii. Pentru litoral românesc avem reduceri undeva între 15-17%. La fel, Grecia, Turcia, Spania, mai sunt hoteluri care încă mai au reduceri de înscriere timpurii și turiștii încă pot beneficia de aceste vacanțe cu discount. Unde să ne orientăm ca să fie totuși mai ieftină vacanța? Bulgaria, Grecia, Turcia? Eu v-aș recomanda să vă orientați în primul rând în funcție de ce doriți să faceți în vacanță, pentru că nu e bine să ne alegem întotdeauna vacanța numai după buget. Este bine să ne gândim dacă avem copii, putem să alegem foarte bine litoralul românesc, sunt foarte multe hoteluri cu facilități pentru copii, litoralul bulgăresc, la fel, chiar și în Grecia avem hoteluri în care au facilități de copii foarte bune și, bineînțeles, cu prețuri variate. Prețuri atât pentru bugete mai modeste, avem hoteluri de 3 stele pe litoral românesc cu Babyland, cu zone foarte bune de copii, în zona Jupiter, Cap Aurora, chiar și Mamaia. Bineînțeles că avem și hoteluri de 4 și 5 stele pentru bugete mai generoase și atunci turiștii își pot alege din asta. Deci eu aș recomanda turiștilor să-și aleagă în primul rând destinația de vacanță în funcție de ce doresc să facă în vacanță. Dacă vor să se plimbe mai mult, pot alege circuite. Avem circuite foarte, foarte interesante în Europa și nu numai în Europa, și în destinații mai depărtate, cu avionul sau cu autocarul, la fel, pentru bugete variate. Deci avem circuite cu autocarul în care turiștii pot vizita mai multe orașe din Europa sau circuite cu avionul până la destinație și apoi cu autocarul pe destinațiile mai depărtate, atât în Europa, cum avem zona de țările nordice, Spania sau alte continente. Avem circuite în America de Sud, circuite în China, Japonia, foarte interesante. Circuitele în Europa de obicei încep de undeva de la 200 de euro, chiar și la 100 de euro. Avem, de exemplu, program de shopping la Istanbul de 3 zile, care este la 119 euro. Un program de 3 zile cu autocarul în care turiștii pot merge să facă cumpărături la Istanbul și în același timp să viziteze Istanbul, care este un oraș foarte frumos. Circuitele exotice depind foarte mult de durata zborului, pentru că la acestea prețul este determinat în special de costul biletului de avion și acestea de obicei depășesc 1000-1500 de euro și în funcție de perioada, durata circuitului. Dacă vrem la munte? Și la munte, pe perioada aceasta, până la sfârșitul lunii aprilie și foarte posibil se vor prelungi, sunt programe bine cunoscute de turiști, programele așa cunoscute, programe de tratament și programe sociale, decada balneară, care este un program de 9 nopți cazare cu tratament, două proceduri pe zi și pensiune completă și pleacă de undeva de la 7.770.000 de lei de persoană. Programul săptămână de refacere, care este un program de 6 nopți cazare cu mic dejun sau cu demi-pensiune și pleacă de undeva de la 330 de lei de persoană și, bineînțeles, și pe zona de munte mai avem programe care mai avem zone care se mai oferă reduceri de înscriere timpurii, zona de Băile Felix, avem o serie de oferte pentru stațiunile de pe Valea Provei, Sinaia, Predeal, foarte interesante. Prețurile mai mici le veți găsi în lunile mai, iunie și în septembrie-octombrie.
De altfel, pentru litoralul grecesc sau turcesc, de exemplu, aceste perioade sunt cele mai bune pentru a evita temperaturile foarte ridicate din aceste zone. Este bine să știți că există pachete pentru persoanele trecute de 55 de ani, care intră în așa numitele programe pentru seniori și care au reduceri semnificative. O astfel de ofertă o găsiți pentru un sejur în Malta. Oferta pentru seniori este foarte avantajoasă, de la 299 de euro cu demi-pensiune, 7 nopți cazare și cu biletele de avion cursă directă. Este singura legătură directă România-Malta și în 2 ore sunteți acolo. Iar pentru restul lumii? Iar pentru restul lumii avem de la 399 de euro cu on inclusiv. Însă, noi pentru Malta nu recomandăm on inclusiv, pentru că Malta este mai mult o destinație de on inclusiv cultural, spunem noi, și aveți ce să vedeți pe o suprafață foarte mică. Ca să ieșim așa la un tarif mai mic să vedem Malta, cam în ce perioadă este indicat să mergem? Cele mai bune temperaturi sunt de vizitat, sunt pentru mai, iunie, septembrie sau octombrie. Și noi, sunt și prețurile mai mici și bineînțeles, acum? Bineînțeles. Topul prețurilor ridicate sunt în august, în topul sezonului. Când este și foarte cald acum. Bineînțeles, bineînțeles. Noi, pe lângă această ofertă, noi asigurăm și excursiile opționale, sunt făcute în limba română de ghizi cu experiență, ghizi români, și care vă pot da toate informațiile complete și concrete. În afara agențiilor de turism, există posibilitatea de a vă găsi singur pe internet vacanța mult dorită. Căutați zborurile low cost, care sunt întotdeauna mai ieftine decât cele charter. Odată biletele de avion cumpărate, căutați cele mai bune oferte hoteliere din zona în care vreți să vă petreceți vacanța. Nu vă ghidați numai după preț, ci și după impresiile altor turiști cazați altădată la același hotel. Mergeți pe serviciile all inclusiv doar dacă vreți multă relaxare în concediu. Țineți cont însă că mâncarea servită astfel este una generalistă care să satisfacă pe toată lumea. Dacă vreți să încercați mâncarea din zonă, este indicat să optați pentru cazare cu mic dejun sau demi-pensiune. Consultați internetul pentru a ști ce vă oferă destinația turistică spre care vă îndreptați. Ar fi păcat ca la 5 km de hotelul unde sunteți cazați să existe un muzeu deosebit pe care să-l ratați pentru că nu știați de existența lui. Un investitor privat s-a săturat să mai aștepte autoritățile și a început lucrările pentru introducerea rețelei de gaze în 10 comune din sudul județului. Este vorba despre localități care au ieșire la drumul național 1 și care sunt atractive pentru investitori, dar fără utilități nimeni nu a avut curaj să înceapă ceva până acum. În prima etapă au intrat localitățile Șirna, Gorgota, Boienarii Burchi și Tinosu, aici lucrările fiind terminate, iar anul acesta și anul viitor vor debuta lucrări în Puchenii Mari, Balta Doamnei, Drăgănești, Dumbrava, Olari și Gherghița. În total, pentru aceste 6 comune, proiectul prevede realizarea unei rețele de 70 de kilometri lungime totală, o rețea principală alimentată în regim de medie presiune, care va deservi cele mai importante localități din cadrul comunelor. Deci vom ajunge cu acest sistem de distribuție până la nivel de sat. Sigur că efortul financiar este pe măsură, o evaluare a sumei se încadrează undeva în jurul 20 de milioane de lei fără TVA, ceea ce presupune un efort financiar deosebit din partea societății noastre. Dar finalitatea va fi că vom asigura astfel condițiile pentru alimentarea circa 8500 de locuitori. Ceea ce înseamnă 8500 de locuințe, mă scuzați. 8500 de locuințe plus, evident, tot ceea ce înseamnă obiective sociale, culturale și economice importante din aceste 6 comune. Până în septembrie, investitorul și-a propus să finalizeze lucrările pentru Balta Doamnei și Puchenii Mari. Eu de acum încolo promit că o să cresc adresabilitatea față de viitorii investitori. Pot să afirm că, și fără să exagerez cu nimic, e o zi istorică pentru comun. Sunt convins că de acum încolo o să devenim o țintă în sensul bun al cuvântului al viitorilor investitori, pentru că este o zonă bună, accesibilă ca preț, apropo de prețul terenului și, după cum am spus, de așezarea la DN. Primăria și celelalte instituții publice vor fi racordate primele.
Ca să aveți sărbători liniștite, este neapărat necesar să fiți atenți la mâncarea pe care o cumpărați pentru masa de sărbători. Comisarii de la Protecția Consumatorului Prahova au găsit multe nereguli în halele centrale din Ploiești la produsele controlate. Carnea de miel nu avea actele de însoțire necesare, iar cozonacii aveau etichete care induceau în eroare consumatorul. Doamnă, vreau declarație de conformitate, nu vreau miel. Nu mi-a lăsat. Vreau să știu când, dacă e în termen, nu e în termen, în ce condiții a fost adusă. Nu aveți o prim vânzare. Ganele să vinde într-o jumătate de oră. Da, doamnă, dar n-aveți documente. Ba da, scrie acolo, dar vrea neapărat să nu fie în congelator. În congelator nu ne va de lucru, nu trebuie să fie. Dar nu e termenul de valabilitate, doamne. Ba da, o să termine, dar... Nuca și cacao care este conținută aici nu se indică în procente și sarea este în cantitate mai mare decât nuca și cacao care se introduce în cozonac. Deci, dacă ar fi după rețeta ta, cozonacul ar fi de nemâncat. Pentru neregulile depistate, comercianții au primit amenzi de până la 30.000 de lei. Muncesc împreună și se relaxează împreună ca o mare familie. Este vorba despre angajații rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești, care în săptămâna mare au făcut curățenie pe platforma industrială, dar au și mers la Filarmonica Paul Constantinescu pentru a asculta muzică religioasă. S-a adunat mizeria care s-a strâns pe parcursul iernii, s-au curățat copacii, s-au văruit. A fost un simplu voluntariat, a fost o formă de socializare și în același timp o formă de relaxare. S-au desprins de la sarcinile curente și s-au relaxat. La evenimentul cultural, Petrotel Lukoil i-a invitat și pe ploieșteni. Zicem noi că în săptămâna asta mare, care avem atâtea lucruri de făcut și în care ne mișcăm dintr-o parte într-alta, trebuie să ne mai curățăm și sufletul și inima și să lăsăm deoparte grijile și sperăm că asta reprezintă o purificare această oră de delectare muzicală. Sperăm ca pe viitor să fie oamenii deschiși tuturor acestor activități, pentru că altfel, fără muzică și fără dăruire și fără simplitate, nu credem că putem primi sărbătorile cu bine. Artiștii spun că fără susținerea unui sponsor nu își pot desfășura activitatea. Este imposibil, nici măcar Filarmonica de München nu poate obține așa ceva, totul se face cu finanțări, cu sponsorizări. Cultura întotdeauna este pusă pe ultimul nivel, este lăsată deoparte, deși, din punctul meu de vedere, este elementul cel mai important, de fapt. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți, consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova organizează în data de 25 aprilie, ora 9, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acțiunea se încadrează într-un program național de reducere a ratei șomajului și de creștere a gradului de ocupare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă. Merită să veniți la acest eveniment măcar pentru a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să alegeți un loc de muncă în deplină cunoștință de cauză. Aici puteți descoperi dacă pregătirea profesională pe care o aveți mai este căutată pe piața muncii sau dacă este nevoie să vă reprofilați în alt domeniu. Bursa Generală a Locurilor de Muncă se va desfășura simultan în următoarele locații: Ploiești, Clubul Sportiv Municipal, Sala Doroftei, strada Milkov numărul 1,
Câmpina, Casa de Cultură Geo Bogza, strada Griviței numărul 95 și Vălenii de Munte, sediul ALOFM Vălenii de Munte, strada Nicolae Iorga numărul 26. Agenții economici interesați pot confirma participarea până pe data de 24 aprilie 2014 și vor transmite oferta de locuri de muncă disponibile în funcție de locația dorită la sediile AJOFM din cele trei orașe. Echipa emisiunii Prahova Economică vă urează Paște fericit alături de cei dragi!